Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, discutăm despre sectorul horticol, vorbim despre ce s-a discutat astăzi la Ministerul Agriculturii, la ce concluzie s-a ajuns, ce au propus fermierii români, ce au spus autoritățile. Haideți să continuăm pe seama acestui subiect, pentru că eu cred că foarte mulți care urmăresc emisiunea noastră în momentul de față și fac parte din sectorul ăsta, vor să cunoască faptul că ministerul este interesat de problemele dumneavoastră, despre ce soluții puteți găsi de acum încolo și mai ales, cred că un aspect foarte important este legat de piața de desfacere. Piața de desfacere care a constituit dintotdeauna o piatră de încercare pentru dumneavoastră, dar numai pentru dumneavoastră, pentru absolut toată lumea, pentru că degeaba produceți dacă valorificați la prețuri mici sau în condiții... Nu, dar faptul condiții... că se importă 80-85% din hrana pe care o consumăm este o palmă foarte, foarte grea. Trebuie să facem tot ce este posibil și să creștem producția autohtonă, să o punem în piață și să putem înlocui da, acest domnul import. Domnul Tănase, iertați-mă vreau că mă întrerup, spun că dar supra... cine se uită acum poate să înțeleagă faptul că noi nu producem suficient. E adevărat? Nu producem suficient și sunt niște fenomene care sunt alarmante. Scad suprafețele de legume în câmp, scad suprafețele de pomi. Numai în județul Argeș au dispărut 1000 de hectare într-un an de zile și încă câteva județe. Deci noi ar trebui să punem imediat în loc niște măsuri stimulative care să sporească, aceste suprafețe. Dacă mă refer la suprafețele protejate, ca zis să vorbim și de lucruri mai dure, toate dezvoltările care au fost în ultimii ani pe spațiile protejate sunt dezvoltări cu susținere proprie și care, nefiind bani suficienți, s-au dezvoltat suprafețe mici, care, după suprafețe mici, sunt recolte mai mici, partizi mai mici, cu influența respectivă. Și deci ajungem să importăm, de exemplu, la tomate, suntem pe locul 13 în lume, în ce privește importul de tomate, pentru că nu se mai produc tomate în câmp, care sunt destinate consumului în stare proaspătă, iar suprafețele de solarii nu cuprind necesarul și de aici sigur că magazinele și toată lumea abia așteaptă ca să completeze cu ceea ce nu avem noi. Deci trebuie neapărat să fim foarte atenți, iar în perioada asta pe care o mai avem din exercițiul 2014-2020, să vedem niște măsuri tranzitorii, chiar și pentru anul 2021, în așa fel încât până când vom avea nou plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2021-2027, să nu stăm și pur și simplu să continuăm. De asta undeva economia României, guvernul României trebuie să găsească niște soluții, inclusiv formula care am avut-o cândva cu zapardul românesc, când s-a făcut minuni. De ce nu se mai poate face treaba asta și acum? Bun. Haideți că l-avem pe domnul Ion Tănase la telefon. Cred că îl cunoaștem. E un telespectator fidel al AgroTV-ului. Bună seara, domnul Tănase. Bună seara, domnul Ginear. M-auziți? Nu vă auzim aici. Alo? M-auziți acum? Nu s-aude în platou. Acum vă auzim, domnul Tănase. Gata. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și participanților dumneavoastră la mesiunile. Domnul Ginea! Ia spuneți! Revin la ce am propus eu mai înainte, acum vreo 3 săptămâni. Ziceți! Eu vă aud perfect. Spuneți, domnul Tănase, da? Vă auzim și noi acum. Mă auziți acum, da? Da. Fac apel la domnul Lăcătuș în primul rând. Da, vă aude și domnul profesor. Da. Să dau eu încet, că am impresia că aici e greșeala. Da, acum auziți? Da, vă auzim foarte bine. Am o rugăminte la dumneavoastră. Eu am lucrat la ILF în legumicultură. De fapt, lucrez de la vârsta de 13 ani în agricultură. Nu mi-a plăcut gestul dumneavoastră sau expresia dumneavoastră că noi am lucrat la culturi forțate, respectiv în sere, în pierdere. Domnule Lăcătușu, afirmația dumneavoastră mă îngrijorează și cu asta am încheiat. N-a lucrat niciodată serele, culturile de legume și fructe la export
în pierdere. Am încheiat discuția că nu vreau decât dacă vin acolo odată și stăm la masă. Doi, ca să vinde la export, nu numai tomate, și vinete, și castraveți, și gulii, și tot ce produce legumicultura în culturile forțate, este necesar să facem 1000 de hectare de seră cel puțin. În 5 până la 7 ani. 1.300.000 până la 1.500.000 ne costă hectarul, deci ne trebuie 1.500.000.000 de lei și am rezolvat problema legumelor în toată țara, vară, iarnă, toamnă, primăvară. Cei care lucrează în sectorul primar, pe suprafețe mai mici, în culturi forțate, e cu totul excepțional. Se poate da nu subvenție lor, ci într-adevăr să li se dea să dezvolte suprafețele pe care se cultive. Programul tomatelor, am spus, nu vreau să revin prea mult. De la început am fost împotriva acestui program. Să cumpără roșii din altă parte și să valorifică ca și cum ar fi produse de noi în timp de iarnă. Nu e... E cert, e cunoscută. Însă puțin au curaj să spun. Să dai 7 lei pe kilogramul de roșii. E ceva incredibil. Pentru ce? Fac apel că știe ce înseamnă substanța uscată toți de acolo. Pentru 6% substanță uscată și pentru 94% apă, când carnea de porc, carnea de vită, o vinzi cu 4 lei, cu 5 lei, cu 6 lei și o produci într-un an de zile, Am marea rugăminte și la domnul Tănase și la toți care vin la mine în legătură cu legume fructe. Am 50 de ani în agricultură pe cartea de muncă, prin toate funcțiile. E păcat că oameni care pot să facă totuși ceva, începem să ne cam ciupim pe undeva să spunem că n-a fost bine deloc, că nu s-a făcut bine, cu alte cuvinte, că n-am ști să facem bine. Repet, dacă nu facem 8 milioane de porci, dacă nu facem 7 milioane de vaci, dacă nu facem 1 milion de sere, nu putem nici măcar să îmbunătățim viața românilor cu un leu. Bun, dar cum să le facem, domnul Tănase? Dați-ne și soluțiile. Am dat soluțiile. Să fim de acord de la guvern, că eu am documente dacă vin la dumneavoastră. Și să vedeți că guvernele nu vor să facă. Afirmație la nivel de țară, cred. Am documentele emise tocmai de la guvern, din care rezultă că nu vor să facă nici 1 milioane de porci, nici 7 milioane de vaci și nici 1000 de hectare. Stați puțin, domnul Tănase, ați discutat dumneavoastră cu reprezentanții actualului guvern și ați ajuns la concluzia asta? Că n-am avut cum. Eu vorbesc de documente care le-am dar nu putem să vorbim despre toate guvernele. Haideți să avem un pic de răbdare cu cei care sunt acum. Că... Dar n-am spus de aceștia. Nu vorbesc de ei. Păi nu, asta spun. Adică faceți niște delimitări dacă... Nu. De actualul guvern nu pot vorbi. Ar fi o greșeală din partea mea. Nu pot să fac așa ceva. Eu vorbesc de ce a fost până acum. Nu fac cu răutate. Am deja 81 de ani. Mulți înainte. Bună. Nu fac pentru mine. Nu vă mai aud. Mulți înainte v-am spus. Mulțumesc mult. Tot ce fac pentru că am făcut dintotdeauna și că mi-a plăcut să fac. A face pentru altul e parcă câteodată mai bine decât dacă faci pentru tine. Eu vă mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi. O dată să mă planificați să pot să vin la dumneavoastră în emisiune. Bine, domnul Tănase, vorbim. Bine. Sănătate, numai bine. Seară bună vă doresc. Vă mulțumesc mult. Seară bună. Exact ce am propus și noi astăzi. Deci un efort din partea Guvernului României să găsească soluția unui fond care nu este 100 de milioane de euro pentru statul român, reprezintă un foarte mare efort. Și trebuie să punem în piață doar pentru membrii formelor asociative acești bani cu care să construim 4 ferme, a câte 6 hectare măcar, 24 de hectare de seră și circa 400 de hectare de solarii. Astea toate pun în piață cu ce avem aproape 100.000 de tone de legume, care înseamnă ceva. Deci sunt niște posibilități. Noi încercăm în perioada imediat următoare, în grupurile de lucru care se creează la Ministerul Agriculturii, să desenăm, să susținem cu creierul în mână și cu hârtia
niște calcule care să dovedească că facem o investiție care se întorc banii. Pentru că, într-adevăr, în programul ăsta Tomata s-a făcut un lucru bun. Dar mai sunt niște lucruri pe care trebuie să le corectăm, în sensul că nu mai trebuie să avem o perioadă în aceasta, eu știu, o disfuncție în perioada august și începutul septembrie, când se creează un gol și atunci prețul crește foarte mult. Și mai mult decât atât, noi am propus și susținem ideea unei extrapolări. Adică, dacă am acoperită perioada de la 1 iunie până la 1 decembrie, de ce să nu mă duc și în perioada de la 1 decembrie și până la 1 iunie cu ceea ce se poate? Să extindem sprijinul ăsta cuplat și la alte categorii de legume, cum ar fi varza, castraveții, ardeiul gras, în așa fel încât să mărim sortimentul și, bineînțeles, că funcție de când apare în piață sortimentul respectiv, să-i dăm o anumită cotă de sprijin în așa fel încât să putem controla aprovizionarea asta mai abundentă. Anul ăsta, în perioada de vară, putem spune că piața a fost bine aprovizionată cu produse românești. Este adevărat că au fost niște prețuri ceva mai mari în perioada asta când s-a creat golul, dar s-a văzut că avem destule produse românești care să ne reprezinte și să mulțumească consumatorul. Noi trăim o nișă acum. Consumatorul român vrea produse românești. Și atunci trebuie cu orice efort să susținem această producție. Vă rog, domnul Goțe. Trebuie să... Din ce am observat, trebuie să delimităm foarte clar. Eu reprezint sectorul legumelor pentru industrie și trebuie să diferențiem foarte clar legumele pentru piața liberă, pentru fresh, consum în stare proaspătă și legumele pentru industrializare. În ultima perioadă se fac confuzii. Tomatele, indiferent că sunt de solar, se vor duce la procesare. Producătorii care produc pentru piață, când nu au preț la piață, vor să le ducă la procesare și mai mult încurcă pentru că nu au caracteristici fizico-chimice în regulă. Deci s-a creat o confuzie între aceste produse complet diferite și de aici și dificultatea la comercializare. De aici apar multe probleme. De exemplu, pentru piața liberă e nevoie de depozite de ambalare, sortare și așa mai departe. Pentru industrializare nu e nevoie, dar e nevoie de predictibilitate, e nevoie de colaborare pe termen lung, e nevoie de ferme specializate. Sunt probleme complet diferite și atunci trebuie tratate ca atare. Deci sectoare complet diferite, chiar dacă sunt tot tomate sau tot castraveți. Aș vrea să dau ce spune colegul Aurel Goțea. Faptul că procesarea a făcut un efort deosebit. S-au investit peste 250 de milioane de euro în echipamente moderne în care produsele care rezultă procesate sunt produse europene care trec foarte bine, sunt apreciate calitativ. Dar ca să ajungem la aceste produse calitativ, trebuie să dăm materia primă de calitate, materie primă cu substanță uscată mare, în așa fel încât consumul specific să fie mic și să poată încadra în costuri. Aici avem următoarea problemă. Deci, la fabricile de conserve, care în portofoliul nostru sunt 26 la nivel de România, fabrici care acoperă destul de bine, 160.000 de tone de conserve producem în fiecare an, se face un efort deosebit pentru rămânerea în piață, pentru că sunt niște absurdități pretinse. Deci, noi lucrăm cu sticlă. Ambalajele din sticlă pe care le punem în piață prin fabricile de conserve măsoară cam 60.000 de tone într-un an. Și aici avem mai multe probleme.
Pe lângă faptul că nu se produc în România aceste ambalaje și se importă, cel care pune ambalajul în piață trebuie să plătească o taxă de mediu care este atât de mare încât dublează prețul borcanului. Dublarea prețului borcanului se răsfrânge în cost și atunci procesatorul trebuie să umble undeva, inclusiv la materia primă, să plătească mai puțin, în așa fel încât să poată și el să fie competitiv. Și atunci, dacă am scăzut de la 13.000 de euro pe hectar în 2015 la roșiile pentru industrializare, la 1.470 de euro, nu se mai poate vorbi. Pentru că 1.470 de euro pe hectar nu ajută și nu îmbracă costurile. Noi cheltuim pentru hectar de roșii pe care facem 70 de tone la hectar între 5 și 6.000 de euro, pe care nu-i luăm pe marfa pe care o ducem la industrie. Deci undeva trebuie găsit soluția în așa fel încât să împărțim cele două părți. Mai mult decât atât, vorbind de predictibilitate, nu pot. Fabricile deja trebuie să înainteze niște contracte. Contractele astea când ajung în ferme, fermierul este reticent pentru că faptul că zice, dom'le, eu fac, dar nu mă încadrez în costuri. Și atunci să am garanția că Ministerul Agriculturii mă susține ca să pot să nu abandonez. Asta este una din problemele pe care astăzi am ținut să o ridicăm, să se ia act de ea, să-i găsim o soluție. Și cred că soluția se poate găsi. Domnul profesor. Cred că și la minister și înainte, eu cred că și în continuare vom găsi oameni cu răspundere care nu cunosc realitățile, nu știu ce e aia un hectar de tomate pentru industrie sau ce e aia un hectar de tomate în solar. În toată lumea, cu excepția noastră, deci în foarte multe țări din vestul Europei, țări industrializate, au ajuns astăzi să aibă și o agricultură avansată. Pentru că s-a înțeles acest lucru, și anume, o bună parte din câștigurile din industrie, din alte domenii, sunt îndreptate către sectorul agricol. E foarte dificil să compari câștigurile ca și cheltuielile, să zicem, unui agricultor cu ale unui industriaș. Industriașul are, într-adevăr, cheltuieli foarte mari, dar are și câștiguri foarte mari. Și o bună parte din banii aceștia, statul îi manevrează, îi dirigează pentru a-și susține o agricultură. La noi, din păcate, venim cu trecutul. N-am avut niciodată, de exemplu, o industrie specializată pentru agricultură. Am făcut niște tractoare, două, trei tipuri de tractoare, care am zis că astea sunt bune pentru orice. Am făcut două semănători sau trei, care sunt bune pentru orice. După ce am fost în străinătate, am văzut acolo că dacă o cultură, mă refer la legume, avea anumite particularități și anumite cerințe, se proiecta și se realiza o mașină de semănat pentru acea specie. La noi foarte greu s-a făcut acest lucru, iar acum nici atât. În ceea ce privește creșterea suprafețelor, cum spune domnul Tănase, suprafețelor de culturi protejate, da, se știe că sunt un mare fan și susținător a solariilor relativ în defavoarea serelor, sau mai bine zis în defavoarea construcțiilor încălzite. Nu știu în ce măsură noi am câștigat din aceste suprafețe. Numai din exemplu care l-a dat domnul Tănase cu 100.000, a zis, de kilograme, 100.000 de tone de roșii. Da, 100.000 de tone de legume. Da. Așa, mare scofală, 6 kg pe cap de locuitor. Vă dați seama că nu e cine știe ce. Deși sectorul protejat asigură, dacă mă gândesc eu bine,
Cred că în jur de o treime din consumul de legume. Dacă nu mai mult, nu mi-aduc aminte. Din legumele termofile, pentru că planta de toamnă, din ardeiurile rădăcinoasele, se cultivă în câmp. Dar plantele termofile, respectiv ardei, roșii, castraveți, vinete, cea mai mare parte sunt realizate pentru consum în stare proaspătă, în spații protejate. În spații protejate și, după părerea mea, noi asta ar trebui să facem și în continuare, să susținem dezvoltarea suprafețelor acoperite cu plastic. Dezvoltarea solariilor neîncălzite. Nu știu de ce trebuie să cheltuim atâția bani cu încălzirea, când în jurul nostru, nu departe de noi, sunt țări care nu încălzesc deloc. Sau, dacă încălzesc, încălzesc puțin pentru a veni cu marfa pe piața noastră. Cu marfa pe piețe, cu, nu numai România, și Polonia, și Rusia, și Ucraina, trimit marfa acolo unde câștigă bine. Noi dorim o intervenție ușoară, cu căldură, și asta să fim pregătiți într-o fermă mică, să intervenim în cazul în care am plantat la începutul lunii martie, avem o perioadă de 2 săptămâni în care trebuie să ajutăm cu o centrală cât de cât să trecem perioada aia rece. După care, natural, temperatura crește și în altă. Deci nu un consum excesiv de căldură, ci pur și simplu să dăm posibilitatea să avansăm producția. Haideți să dăm posibilitatea și domnului Silinescu să vorbească despre sectorul pomicol, pentru că dumnealui cu asta se ocupă. Sau și cu asta. Păi, în mare, să ne plângem nu mai are rost. Trebuie să privim înainte. Am convingerea că program, strategia pentru 2021-2027 va fi una pe principiu productivității. Trebuie să învățăm din greșelile trecutului și să ne mobilizăm. Trebuie să vedem ce a fost bine și eu cred că a fost bun programul de reconversie la vie. Nu a fost, a fost un succes recunoscut de toată lumea. Și atunci, haideți să vedem către reconversie și la pomi. De ce? Cunosc, sunt foarte mulți pomicultori care, datorită vârstei, nu au reușit să obțină fonduri. Deși ei ar fi făcut o treabă fantastică. Nu au acces. Haideți să le dăm și lor posibilitatea, pentru că avem siguranța că banii ăștia nu vor fi bani aruncați, nu vor fi pierduți. Pomicultura este ca un Titanic. Dacă nu-l conduci în echipaj, dacă nu ai cu cine, îl scufunzi. Ieșuiesc. Da, a ieșuat. Nu are rost să intrăm în detalii tehnice, pentru că eu știu ce ne așteaptă. Văd proiectele astea. Totul este pe un sistem de cultură intensiv. Superintensiv. România nu este, să ne fie foarte clar, România nu este țară pentru sistem superintensiv. Noi nu avem experiență în superintensiv. Noi avem suprafețe mari. Putem face sisteme VAS. Să ne întindem cu costuri mult mai mici pe hectar. Aceiași bani să-i folosim ca să creăm suprafețe foarte mari. Păi ce facem? Privim sub măsura asta, 4.9. Dacă facem asta și pe 2021-2027, vom raporta Bruxellesului un cost de 100.000 de euro pe hectar. Nimeni nu ne va crede. Dar eu vă spun că un proiect integrat în care e 1.000.000 de euro și trebuie să cheltuiești 30% în hală... Sunt aproape de 3 ori costurile mai mari la intensiv decât la clasic. Și să nu vorbim de... Și productivitatea? Productivitatea... Productiv. Poate că e de la dublu. Da. Dar iar vorbim de un sistem super intensiv. Ai crescut pomii într-un gard viu. Mai faci bio? În gardul viu? Nu cred. Aici are o problemă. Acolo se formează un microclimat. Dacă ai și prelată antiploaie, dacă ai și plasa antigrindină, având... sunt foarte multe de discutat, însă un program similar cu programul ce a fost la vie, reconversia la vie, eu cred că va fi un succes. Trebuie să relaxăm, să dăm posibilitatea fermelor să se modernizeze, în primul rând. Sunt livezi aflate în declin
care dacă vor fi părăsite, în primul rând vom pierde niște zone și niște terenuri cu o favorabilitate naturală. Și cu tradiție și o favorabilitate naturală bună. Înainte de 89... Bun, haide să luăm câteva minute de publicitate. După o scurtă pauză comercială o să revenim la discuția noastră de aici din studio.